Palatul Muncii ar fi trebuit să fie sediu pentru Casa de Pensii, ITM și AJOFM Gorj. Lucrările au început în anul 2002, dar au stagnat imediat din lipsă de fonduri. În prezent nu se mai poate vorbi despre Palatul Muncii, pentru că ITM și AJOFM și-au achiziționat deja sedii separate. Noi a trebuit să redimensionăm proiectul prin legea bugetului asigurării sociale aferentă anului 2009. Investiția a fost cuprinsă ca finanțare integrală din bugetul asigurării sociale, fapt pentru care în 2009 am început proiectul de redimensionare a construcției, o construcție în care urma să funcționeze numai Casa Județeană de Pensii. În 2009, odată cu realizarea noului proiect exclusiv pentru Casa de Pensii, Ministerul Muncii a alocat 32 de miliarde de lei vechi pentru continuarea lucrărilor, dar licitația nu s-a ținut nici până acum. Proiectul a fost rediscutat în urmă cu 2 ani, când s-a stabilit că lucrările vor reîncepe abia în 2018. Prin legea bugetului asigurării sociale 340 aferent anului 2014, finanțarea investiției, de fapt, a fost suspendată până în a 6-a 2018. Atât pot să vă spun deocamdată, deoarece, fiind suspendată pe o perioadă atât de mare, nu știu ce se va întâmpla. Până când se vor relua lucrările, locatarii din zonă se plâng că trăiesc printre gunoaie, iar fierul beton neacoperit reprezintă un pericol pentru copiilor. Sunt, numai mizerii în spate acolo, numai toți boschetarii ăștia vin. Mai stau pe aceea, mai fac mizerii, fac tot felul de. Eu am văzut copiii jucându-se, am lucrat în construcții și știu ce înseamnă pericolul. Și mai ales, bineînțeles, că sunt ruginite. Dacă lucrările vor fi reluate în 2018, durata de execuție trecută în proiect este de 2 ani. Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 110 miliarde de lei vechi.